Și a treia cu de la mnădina conformă. Vrei să fii soția mea, la bine, la rău și pentru totdeauna? Da! Stai să-l facem așa! Bravo. Iar cu această pană aș vrea să ne luăm zborul spre fericirea noastră! Ce ziceți, Dana? Ce frumos! Da, a fost o glumă sau...? Mai așteptăm Mai așteptați un pic. Da. Păi, normal. De-abia v-ați pupat. Da. Dar v-ați emoționat? Foarte tare. Foarte deci tare. Mi-aș dori să se întâmple. Mm-hmm. Minunea. Am văzut că ați fost spectatoare la tot ce s-a întâmplat, la petrecerea de dincolo. V-a plăcut, mă rog, mai puțin doamnei Mia? Foarte mult. V-a plăcut? Foarte mult. Foarte mult. Ne-a plăcut tot. Tot. Ați fi vrut să fiți acolo? Da. Să chiuim și noi, să măcar acolo, să fim aproape de ei. Da, poate că dacă ați fi fost, poate n-ar fi fost așa de în largul lor, nu? Bineînțeles. Da, și asta e eu. Da, da, da. Una e să stea mamele toată ziua cu... Da, mai bine. Da? Dar chiar mi-a plăcut, așa de, de inventivi, așa de drăguți au fost. Păi ce să facă și ei, nu se plictisea, da. Nu spunea Ștefan că se plictisește toată ziua. Foarte bine că sunt inventivi, să și facă tot felul de jocuri și de activități ca să treacă timpul mai ușor. Știu, e foarte greu fără Facebook și fără Instagram. Doamne, cât timp ne mănâncă din viață. Până la urmă ar trebui să fiți norocoși măcar din punctul ăsta de vedere, că puteți să vorbiți mai mult, să comunicați, să fiți împreună. Nu? Da, e bine, dar să cine vă ei, și cearta face parte din viață. Atâta vreme cât nu sunt scandaluri râte, asta e discuțiile, ci... Dar ne plictisim, trebuie să faci ceva. Normal, doamna Înceta, trebuie să facem ceva. Poți să le chem un pic pe fete? Da. Hai să le chem un pic pe fete. Ce e, Cătălina? Mă gândesc la cine așteaptă. La ce vă așteaptă? Hai, fetelor, mai repede. Of! Am eu emoții. Am eu emoții. Hai, fetelor, hai. Știți că vă promiteam ceva. Da. Da? Da, da. Sunteți pregătiți? Da. Nerăbdători? Să intre. Băieții nu sunt aici, dar o să vadă și ei la televizor. Sau poftim. Ai spus un băiat nou? Da. Un băiat nou? Ce zici, un băiat nou? Nu cred. Nu crezi? O fată nouă? În mod simplu. Da. Vreau, da? Vreau o fată cu fată. Aș vrea să vină și ceilalți. Două fete noi. Și un băiat și un băiat. Deschide, am zis eu, să deschide paravanul. Nu cred. Să rămân deschise. Ce frumos! Am presimțit că asta e. Nu e de așa tot, așa să rămân, cred. Deschise. Jos, mă! Stai puțin, că nu eram pregătită pentru așa ceva. Ia, Radu, unde ești, Radu? Ajută-mă! Radu, cheia. Am deschis? N-am deschis. El, acum... Ajută-mă, Radu! Cum ar fi să nu mai meargă cheia? Să nu mai meargă acum! Așa, vin băieții la noi. Da, Tom, ce? Nu mai vine nimeni? Atât se mai închide? Vă mai voiați ceva? Da, nu mai vreți. De ajuns? Fii atent, fii atent, fii atent. Cât timp? Cât timp? Ai de făcut curat aici? Da, fac curat, după eu fac curat în toată casa, da. Ai grijă, te plictisești, da? Faci curat aici? Da, fac în toată casa. Și? Nu ce să vă spun. Să vă simțiți bine. Mulțumim. Da? Să vă bucurați de momentul acesta. Suntem păcăliți un pic. Sunteți păcăliți? Adică ce credeți că... Nu ne păcăliți. Aduc și un tort? Da. Dar voi nu vă puteți bucura de... Trăiește clipa. E prea frumos să fie adevărat. E prea frumos? Da. Vreți să vă aduc și concurenții noi? Da! Vrem! Să vină și ei, da. Da, asta spuneam. Bucurați-vă de momentul acesta, că niciodată nu știți ce urmează să se întâmple. Simțiți-vă bine și sper mâine să vă găsesc așa mai armonioși, mai... Fără mai plictiseală, asta, Ștefan. Acum da, deci mai fie plictiseală. Mă aștept să fie lună mâine aici. Nu știu, asta o să te distrezi după ce faci curățenie. Da.